Proiect de hotărâre numărul 10 privind indexarea la nivelul municipiului Călăraș a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal în cadrul persoanei fizice și juridice pentru anul fiscal 2025 cu rata de inflație, cu rata inflației de 10,4%. Discuții? Da. Mai lăsăm aici. Eu am votat toți anii pentru chestia asta, fiindcă am înțeles că e obligație legală, dar acum cineva mi-a dat atenția că există primări în țară care se comportă altfel. De exemplu, primăria Oradea a găsit o soluție prin care să împartă povara generată de creșterea de inflație cu cetățenii. Ce au făcut ei? Au redus... Pasă de impozitare. Nu, da, au redus, cum zice, coeficienții care se aplică sumelor din hotărârea privind taxele și impozitele locale, fiindcă acolo sunt date niște plaje și noi avem, de exemplu, la impozite pe clădiri rezidențiale pentru persoane fizice 0,104%. Eu am făcut un scurt calcul pentru o clădire rezidențială, deci pentru o casă situată în zona B a municipiului, de o suprafață de 100 de metri pătrați. Acum se plătesc în jur de 215 lei, iar în 2025, dacă indexăm cu 10,4% rata inflației, se vor plăti 237,7 lei, deci o diferență de 22 de lei și ceva. Dacă am reduce acel coeficient de la 0,104% la 0,1%, atunci ar trebui să plătim la anul 228,5 lei, adică o diferență din partea cetățeanului de 13 lei. Și municipiul ar suporta 9 lei. Asta mi s-ar părea o dovadă de solidaritate, că tot umblăm cu solidaritatea în perioada asta, astfel încât povara acestei inflații să nu cadă doar pe cetățeni, ci să o împărțim cu municipalitatea, cu primăria. Repet, dacă scădem doar cu 0,04% coeficientul ăla, practic împărțim cu cetățenii diferența. Asta este o soluție pe care primăria Oradea a aplicat-o, deci nu poate fi suspectată de ilegalitate sau nu știu eu ce. N-a contestat-o lumea sau nu? N-am auzit că cineva s-ar fi opus acestei... Se poate să facă obiectul unei hotărâri de Consiliu? Acestei măsuri. Da, mulțumim frumos. Și asta este doar pentru clădiri rezidențiale, se poate extrapola pentru toate celelalte taxe și impozite. Am înțeles. Mulțumim frumos. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Nu e asta. Aprobare. Cine este pentru? Comisia. Pentru că ar fi trebuit să facem asta înainte, să mărim, eu voi vota împotriva. 12 voturi pentru. Împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineți? Și ar fi 5-7. Da, 7 abțineri. Deci proiectul a fost aprobat.